Socialdemocrații au depus în urmă cu o săptămână moțiunea simplă împotriva Ministrului Sănătății intitulată Incompetența și lipsa de asumare ucid Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea și viața românilor. Cei peste 100 de semnatari ai demersului care s-a aflat în atenția plenului Camerei Deputaților în această săptămână se aduc mai multe acuzații la adresa Ministrului Sănătății. Textul moțiunii a fost prezentat de unul dintre vicepreședinții Camerei Deputaților, socialdemocratul Alexandru Rafila, și a avut în prim plan tragedia generată de de la Institutul Matei Balș și lipsa măsurilor urgente care ar fi trebuit luate pentru ca lucrurile să nu se mai repete, precum și campania de vaccinare anticovid. Că nu ați făcut nimic de fapt, domnule ministru, ați recunoscut chiar dumneavoastră, de aceea vom detalia în continuare ce ați fi putut face, dar fie nu v-ați priceput, fie nu ați vrut, fie ați avut alte priorități pentru care ați venit la Ministerul Sănătății. Astfel de o lună și jumătate, în loc de măsuri rapide, viguroase, care să vină să, și să corecteze tot ceea ce ați criticat atunci când erați în opoziție, România au primit un pachet cu acuze despre trecut și altul cu o despre viitor. Nimic despre prezent, nimic despre cum rezolvăm problemele acum. Pe lângă acuzațiile legate de lipsa deciziilor necesare în contextul cu totul deosebit generat de pandemie, opoziția îi reproșează Ministrului Sănătății și faptul că nu a reușit să coaguleze experiența profesioniștilor care să manifeste grija față de pacienți și responsabilitatea față de viața românilor. Reprezentanții opoziției l-au criticat pe Vlad Voiculescu și pentru nesoluționarea problemelor stringente generate de criza majoră de sănătate publică provocată de SARS-CoV-2. Acestea se referă la. Cifrele reale referitoare la românii infectați zilnic cu SARS-CoV-2 și recâștigarea controlului asupra pandemiei prin schimbarea strategiei de testare. Cunoașterea situației populației din România prin luarea studiilor de seroprevalență întrerupte în septembrie 2020 gestionarea aglomerației și a riscurilor pentru pacienții din secțiile ATI și secțiile care tratează pacienții COVID-19, adoptarea de măsuri pentru reducerea mortalității importante de COVID-19, protejarea personalului medical epuizat, implicat direct în tratarea pacienților COVID-19 și mobilizarea profesioniștilor din sănătatea publică. Însă, niciuna dintre acestea nu a fost prioritară pentru domnul Voiculescu. Deși a avut un an la dispoziție să se familiarizeze cu pandemia COVID, cu părerile experților, cu urgențele și punctele nevralgice ale sistemului. Imediat după prezentarea textului moțiunii, ministrul sănătății Vlad Voiculescu a adus la rândul lui acuzații opoziției. Acesta a invocat faptul că dezastrul din sănătate este cauzat de lipsa de implicare și de asumare a predecesorilor săi și a arătat cum stau lucrurile din punctul lui de vedere. Autorii directi ai dezastrului din ultimii 30 de ani în sistemul de sănătate din România este PSD, și mafia PSD-istă. Eu cred că autorii acestei moțiuni i-au greșit numele, iar ea s-ar putea numi mai bine Vlad Voiculescu un pericol pentru mafia din sănătate. Apropo de autori, apropo de autori moțiunea a fost scrisă de un domn care patru ani a fost secretar de stat, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, responsabil pentru spitale respectiv consilierul domnului Nicolae Bănicioiu. S-ar putea să vă sune cunoscut. Vorbim despre echipa de la Ministerul Sănătății, care a promovat minciuna Avem de Toate. La dezbaterile generale, care au avut loc în partea a doua a ședinței plenului, reprezentanții puterii și cei opoziției și-au adus acuzații grave cu privire la degringolada din sistemul de sănătate publică.